Bună ziua, dragii mei, și bun venit la Actualitatea Hunedoreană. În această zi deosebită pentru noi românii, pentru că este Ziua Europei și Ziua Proclamării Independenței de State, am în studio trei tineri foarte, foarte frumoși și extrem de generoși, deoarece fac un lucru care tinerii de obicei nu prea fac. Își iau din timpul lor și îl dedică celorlalți. Așa că spun bun venit domnului Perneș Andrei, lui Vlad Lăutaru și domnului Ciprian Filip. Bună ziua! Domnul Perneș Andrei este prim vicepreședintele organizației TNL a județului Hunedoara. Domnul Vlad Lăutaru este consilier local la primăria din Petroșani, iar domnul Ciprian Filip, președintele Tineretului Național Liberal din municipiul Petrila. Deci avem cam toată Valea Jiului aici în studio, lucru care mă încântă. Dragule, voi începe cu tine, pentru că nu ne-am mai văzut de vreo 6 luni, Dumnezeu a trecut așa de iute. Cam jumătate de timp, da. Trece foarte repede. Și aș vrea să-mi spui ce s-a mai întâmplat între timp. Felicitări cu ocazia alegerii tale în funcția de prim vicepreședinte TNL. Mulțumesc. Le mulțumesc și colegilor cu această ocazie. Ce să facem? Mergem înainte, luptăm în continuare. Vrem să ne spunem cuvântul și avem din ce în ce mai mult succes în ultima vreme. Vă faceți auzită prezența și vocea? Categoric, da. Din ce în ce mai mulți oameni vin înspre noi, spre surprinderea mea, așa cum am spus și acum 6 luni, datorită faptului că am început să fim foarte vocali, pentru că pe partea politicii de dreapta în zona Văii Jiului o perioadă a fost lucrurile lăsate mai moale, împreună cu eu și împreună cu colegii mei am început să dezbatem subiecte, să fim foarte activi în online, să venim la emisiuni, să ne spunem proiectele și ceea ce vrem să facem, lucru care ne-a ridicat cota. Asta și datorită nouă, pentru că facem și munca de jos, mergem, vorbim cu oamenii, facem tot ceea ce trebuie să facem ca să arătăm oamenilor că este nevoie de schimbare. Ce înseamnă munca pe teren? Pentru mine, la Petroșani, munca pe teren în interiorul partidului, în general, înseamnă vorbitul cu oamenii. Care este ce am și unde ce vorbești cu ei? Ai un loc unde vă întâlniți sau unde îi prinzi acolo? Unde îi prinzi acolo? Unde îi prinzi acolo vorbești? Vă dați seama, partea cea mai grea. Vorbitul cu oamenii este, și... Este cea mai dură încercare pentru un tânăr politician, pentru că omul de pe stradă, cum se spune, are grijile lui, programul lui și trebuie să-l extragi de acolo, să-i spui despre ce e vorba. Exact. Și mai ales la noi în partea Văii Jiului, unde sunt cu preponderență mai mulți pensionari, te lovești de o barieră când încerci să discuți cu ei ca și tânăr, pentru că vin și îți spun ție, mă copile, ce știi tu despre politică? Când te văd tânăr, adică te lovești de o barieră. Și e puțin mai greu să rupi acea barieră și să ajungi la sufletul omului, ca să spun, să poți să ai o discuție Petroșani deschisă. Era și încă mai este cunoscut ca fiind un fief al partidului de guvernare, PSD. Acum se schimbă situația? La Petroșani situația este cu totul alta. De ce? Noi avem primar de la PNL, da. Pe domnul Tiberiu Acobriții. Da, da, da. Din păcate nu avem și majoritatea în Consiliul Local. Mai ne trebuia doar un singur consilier. Dar la Petroșani proiectele Partidului Național Liberal prin domnul primar și al consilierilor merg înainte, sunt trecute fără probleme în Consiliul Local și... Chiar de câteva zile au început mai multe proiecte să intre în derulare. Târziu, pentru că, după cum știți și dumneavoastră, bugetul a fost, din păcate, aprobat prea târziu și ne-a blocat puțin. Posibilități după buget, vorba lui Nenea. Posibilități după buget, da. Posibilități după buget. Bun, spune-mi, te rog, la Petrila care este situația? La Petrila, de asemenea, încercăm să comunicăm cât mai mult cu oamenii în marea majoritate. Spune-te rog, cam care e media de vârstă la Petrila? Media de vârstă, majoritatea tinerilor, după cum știți, din păcate, sunt plecați. Și asta este E o situație foarte dificilă situație să faci foarte dificil, lucru cu a nivelul tinerii care au mai rămas. Da. Exact. Și de aceea încercăm să aducem, să informăm lumea cât mai corect despre problema inițială care este
în general politică adusă de PSD și ei trebuie să știe, mai ales seniorii, trebuie să știe că Ion Iliescu, după Revoluție, mergea la ambasada Rusiei să garanteze că o să facă tot ce-i stă în putere să oprească progresele democratice ale României. Acum vedem și noi anumite lucruri pe care nu le înțelegem acum 20 de ani. Exact, exact. De ce mergem noi? De ce nu avem autostrăzi? De ce nu mergem pe calea progresului? Exact. Așadar, cultura socialistă s-a format în detrimentul României, ca să zicem așa. Eu am senzația că încă mai sunt niște localități în care mai băltește așa un socialism, comunism de ăsta așa. Este, este adevărat lucrul acesta și asta datorită oamenilor care au continuat această doctrină a comunismului prin perpetuarea lor în Partidul Social-Democrat. Așa e. Da, categoric. Așa e. Și au rămas. Încă sunt situații care sunt foarte aproape de totalitarism prin conducerea celor din PSD în Valea Jiului. Până la urmă, cum credeți că vor vota oamenii pe 26 mai? Eu cred că oamenii din Valea Jiului au început să vadă că se poate și altfel. PNL a demonstrat prin primarii lor liberari din foarte multe orașe. E diferență enormă între primarii. Categoric. Se vede. Acolo e PNL, acolo e... Categoric și atunci oamenii își pun tot felul de întrebări. De care? Dăm câteva întrebări. De ce la noi nu există locuri de muncă? Este o întrebare legitimă din partea oamenilor către autoritățile locale. De ce noi nu avem infrastructură? De ce noi nu avem locuri unde să putem să ne petrecem timpul liber? Da, da, da. De ce copiii lor sunt plecați în străinătate? Pentru că n-au avut șansa. Ceva foarte dureros pentru mulți, categoric, mulți români. N-au avut șansa să se dezvolte. Exact. Așa cum ne dorim fiecare să ne dezvoltăm în locurile de baștină. Astea sunt întrebări legitime și ni le pun nouă și atunci noi încercăm să venim cu soluții și să le arătăm modele. Dragii mei, aș vrea să vă întreb cum de în Valea Jiului s-a ajuns la această situație, deși e statistic demonstrat că s-au băgat fonduri impresionante. Unde s-au dus banii ăștia? Voi acum știți fiecare ce s-a întâmplat. Vă ascult. Pentru că există o foarte mare posibilitate ca eu să candidez la alegerile locale din 2020, urmăresc foarte îndeaproape cam ce se întâmplă. Da, și vreau să vă spun un lucru. Cheltuirea banului public este făcută într-un mod irresponsabil. Adică sunt achiziții publice făcute la suprapreț. De către cine? De către autoritățile locale. Și eu urmăresc constant lucrurile acestea și mă mir că sunt bani dați foarte mulți pe servicii, în loc să fie negociate prețurile, să fie la prețuri normale. Pentru în ce localitate? În Uricani, județul Hunedoara. Da. Am spus că sunt trei localități diferite. Da. Categoric. Deci este o mare problemă cheltuirea banului public. Uh-huh. O altă mare problemă este clientela politică. Mare. S-a format o clică locală, o mafie locală, dacă putem spune așa, și acolo se întâmplă ceva, unde noi nu avem acces 100% și da, e ceva ermetic aproape. Categoric. Dar putem trage semnale de alarmă. Și asta e cel mai important lucru. Banii noștri, acelor mai multe localități din Valea Jiului, sunt cheltuiți irresponsabil și în clici politice, din păcate. Aș vrea să te întreb, după părerea ta, în 26 mai, câți oameni din Uricani vor merge la vot? Jumătate, mai mulți, mai puțini? Mai... Eu am făcut o estimare cu colegii mei și apreciere. Credem că între 20 și 25%, ceea ce ar fi un pas în față pentru noi. Dar de ce lipsa asta de interes? Ai încercat să le explici, de fapt, care este sensul acestei acțiuni? Dați-mi voie să dezvolt. În orașul Uricani, în momentul de față, nu există un interes atât de mare pentru alegerile europarlamentare și asta pentru că nu-și doresc nici autoritățile locale să se întâmple lucrul acesta, fiind partea Partidului Social Democrat. Și vă spun un lucru, noi nu avem locuri unde să ne expunem reclamele de marketing pentru a ne promova partidul. Nu avem panouri. Și m-am interesat și am ajuns la concluzia că ei nu-și doresc
să lanseze dezbateri publice, să vorbească despre asta, tocmai ca interesul oamenilor să fie cât mai scăzut. De asta sunt înghesuite partidele în două, trei panouri puse destul de așa, anonim. Categorii. În momentul în care s-ar crea o viziune și noi, partidele politice, am face lucrul acesta, atunci ei ar avea de pierdut o prezență mare la vot în orașul Lurican și în Valea Jiului ar fi un câștig pentru Partidul Național Liberal. Aceeași întrebare pentru tine. Cum văd cei din Petroșani aceste alegeri? Ce importanță crezi că acordă? Sincer să fiu, din păcate, nu cred că le acordă o foarte mare importanță. Da? La noi, în Valea Jiului, după... Ei au senzația că cei care se duc acolo nu îi reprezintă. Nu îi reprezintă, exact. Nu influențează cu nimic. Lucru foarte, foarte greșit. Exact, exact, pentru că... Marele hotărâri de acolo pornesc. Marele hotărâri de acolo pornesc, cum spuneți noastră, și încă nu sunt perfect conștienți că poate nu a intrat în mentalitatea colectivă a României că facem parte din Europa. Poate chiar asta este problema. Facem parte din Europa și atunci trebuie să fim foarte responsabili când alegem niște persoane care o să ne reprezinte în Europa, până la urmă. La tine în oraș se simte același sentiment de... La general vorbind, ați văzut că de fiecare dată înainte de alegeri apar tot felul de cârtițe media care spun că toți sunt la fel, ceea ce e foarte greșit. Da, nu toți sunt la fel. Interesul, cum a spus... și Andrei, interesul este să treci în derizoriu chestia asta. Să provoace absenteism la vot și să meargă clientela PSD să-și voteze oamenii. Ceea ce așa s-a întâmplat în 30 de ani. Nu, votul este foarte important și fiecare trebuie să meargă. Ei decid soarta. Fiecare trebuie să meargă la vot, trebuie să fie responsabil pentru fiecare vot, pentru fiecare alegere. Andrei mi-a dat un procent. Voi ce spuneți? Cam în orașele voastre... Noi încercăm să atingem mai mult și pe partea online, având fiecare un gadget acum foarte important acest... prin fiecare categorie de segment. Vârstă. Încercăm să provocăm cât mai multă awareness, ca să zic așa, despre tot ce se întâmplă, despre cât de important este votul în Europa, mai ales... Cât de mult se implică tinerii în aceste alegeri europarlamentare? Să știți că au început... Adică cât de mult sunt interesați? De obicei tinerii despre ce se discută? Când vă întâlniți voi mai mult așa? Despre fotbal, despre fete și despre fete, nu? Și acum mai bagă și politică. Cam așa. Din păcate, când deschizi, spun din punctul meu de vedere, când deschizi subiectul politică, pentru mulți tineri pare a fi un subiect pe care nu-l înțeleg. Un subiect pe care nu-l înțeleg. Nu-l înțeleg. Asta probabil că este și din cauza sistemului educațional din România. Eu sunt de părere, tot timpul am crezut asta încă de când eram în liceu și acum o cred mai cu tărie, că probabil ar trebui și în școli măcar un semestru sau măcar un an din ciclu de învățământ să se predea educație politică. Pentru că școala, sistemul educațional ce face? Când termini cele 12 clase, poți să votezi, da? Practic ai 18 ani. Tu mergi și dai puterea, să zicem, unui primar, unui consiliu local, unui deputat, unui senator, dar nu știi ce poate să facă cu puterea, adică nu știi exact ce atribuții dai omului acela și atunci... Credeți că la alegeri, înainte de alegeri, vor mai circula plase prin orașele din vale? Cinstit așa... Eu cred că vor circula. Colegul Andrei din regie spune deja circulă. Da, eu cred că vor circula și fac o... Și cum poți să oprești? Nu știu dacă putem să-l oprim, dar putem să-l ridiculizăm în așa fel încât să le fie rușine să facă lucrul acesta și putem să spunem oamenilor să nu se vândă. Înțeleg ei problema? De multe ori, interesul imediat de lângă tine primează față de cel care e de 10 ori mai mare sau de 100 de ori mai puternic, care e mai departe, peste o lună, un an sau 10 ani. Datoria noastră este să spunem adevărul. Trebuie să spunem oamenilor că cel mai important este să nu se vândă. Bun, dar cât înțeleg treaba asta? Eu cred că într-o proporție destul de mare acum.
Și de ce spun lucrul acesta? Știți că zilele trecute a fost un eveniment în Valea Jiului. Da. O mare parte din guvern au trecut pe la noi, ceea ce nu prea se întâmplă. Și tocmai atunci a avut ghinionul să întâlnească cu senatoarea Carmen Hărău. Doamna Carmen Hărău, da, care a fost... Trebuie să discutăm de acest subiect, da. A fost extraordinară, doamna Carmen. Ce s-a întâmplat? Noi am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că ei au scăzut foarte tare în sondaje și au încercat să revină în atenția oamenilor printr-un eveniment. Din păcate, nu le-a reușit. Oamenii au fost foarte dezamăgiți pentru că au venit, au spus niște lucruri și au plecat. Însă în urma lor a rămas aceleași lucruri, aceleași probleme, aceleași situații. Și asta este o mare problemă. Și oamenii nu mai acceptă. Deja s-au deșteptat, numai ca pe timpul lui Ion Cosma, care venea cu vreo 5-6 lăs de bere și cu asta și cu discursul. Situația tipic s-a schimbat. Da, pentru că de la campanie electorală la campanie electorală, desigur, tehnologia avansează și ai tot mai multe căi să-ți obții informația. Și atunci când ești informat, automat ești mult mai greu de manipulat sau cumpărat. Părerea mea. Cum credeți că au sesizat oamenii prezența doamnei prim-ministru într-o vale a durerii, cum este... N-au fost chiar așa de mulți oameni prezenți, exact. Pentru că era probabil și vremea urâtă și cred că oamenii s-au săturat să vină la astfel de manifestații. Dar mi-a plăcut foarte tare momentul în care doamna Carmen Hărău a avut o intervenție. Domnul ministru Eugen Teodorovici a atacat-o în public. Cred că, dacă nu mă înșel, vorbele lui au fost ceva în genul: iată, a venit și PNL-ul ca să vadă ce minuni facem noi. Și atunci doamna Carmen Hărău efectiv i-a smuls microfonul din mână domnului ministru și a transmis un mesaj din partea PNL care a fost foarte bine primit. La finalul evenimentului veneau oameni către noi și o felicitau și ne felicitau pentru intervenție și ne spuneau că s-au săturat să fie mințiți. Da. Semnificativ acest gest și mai ales faptul că oamenii și-au dat seama, bă, nu mai merge. Chiar așa să vină să-mi toarne gogoși și după aceea să plece, se urcă în mașinile lor de nu știu câte sute de mii de euro și au dispărut. Și după aceea îi vedem iarăși peste 4-5 ani de zile. Din păcate așa este. Bun. Spune-mi, te rog, la Petrușani, acolo atitudinea față de această vizită care, într-adevăr, e cel puțin surprinzătoare, cam fulger, așa. Da, doar ce am văzut din presa locală, cei de la teatru au arătat ceva, un banner, nu am văzut exact ce scria, probabil de scandalul care a fost la noi în Petroșani cu schimbarea, cu concursul managerului de acolo, de la noi, de la teatru, dar în rest a trecut... Din punctul meu de vedere, nu foarte observată. Oamenii parcă n-au fost foarte, foarte interesați, vorba lui Andrei. Că... Da, mai ales că nici nu a avut loc în Petroșani. Și a durat foarte, foarte scurt. Și în Hunedoara când a venit doamna. Da, a fost scurt. Dăncilă, la un moment dat, a venit, s-a uitat la primărie. Știi ce se întâmplă? În momentul în care interacționezi cu oamenii, oamenii au tendința să-ți spună ce-i doare. Exact. Și atunci ei au evitat cât se poate de mult. Așa cum spuneam, PSD-ul în Hunedoara, acum câțiva ani era foarte sus, astăzi sunt în scădere foarte puternică și atunci au încercat să creeze un eveniment de imagine eșuat din punctul meu de vedere. Bun. Spune-mi, te rog, la Petrila, ce reverberații au fost după această vizită? Comunitatea din Petrila, mai ales tinerii, cred că înțeleg că doamna prim-ministru este marioneta supremă și nu are nicio treabă cu meseria de prim-ministru și mai mult decât atât, nu cred că a fost Apropo, ce părere aveți despre tentativa ei de a se distanța de partidul de guvernământ și de Dragnea? Un film, un teatru ieftin. Părerea voastră că e un teatru? Un teatru foarte ieftin. Dacă ne uităm un pic în urmă, toți prim-ministrii numiți de domnul Dragnea, la un moment dat au fost siliți să riposteze, să renunțe. Pentru că nu și doamna Dăncilă. Nu să fii prim-ministru și altă să fii șef de partid. N-are nicio Poate a avut un pic de frică să dea acele ordonanțe.
Dar mai mult decât atât, nu cred să... Cred că este un joc, doar un teatru. Și o strategie. Dacă va fi cumva candidat al Partidului Social Democrat la prezidențiale, este o strategie foarte bună. Așa trebuie să o privim, pentru că o distanțare de Liviu Dragnea și de Partidul Social Democrat, mai mult de Liviu Dragnea, cred că se încearcă să se aducă în opinia publică, ar fi un câștig pentru dumnea ei în situația în care Liviu Dragnea tot scade în sondaje, dacă nu ar mai fi asimilată cu Liviu Dragnea. Eu o văd ca pe o strategie, părerea mea. Bun, aș vrea să vă întreb ce credeți despre cei pe care îi vom vota pe 26. Eu am o părere foarte bună despre candidații Partidului Național Liberal. Pe câțiva dintre ei am cunoscut și personal. Da. Pot cine? Să spun doar cuvinte. L-am cunoscut pe Siegfried Mureșan. E un tânăr de toată isprava. Categoric. L-am cunoscut care pe... Care te copleșește cu informația pe care o deține și modul ei de a o... Da, din păcate am fost atacat puțin pentru că eu am avut o discuție cu el să vină în localitatea Orican și vă dați seama că în campanie staff-uri, atât de multe chestii, oameni cu tot fel de informații, s-a întâmplat ca să nu ajungă în Orican, dar eu sunt convins că Siegfried Mureșan va face lucrul acesta. Am fost atacați că noi am spus că o să vină și n-a venit, însă vreau să spun tuturor că Siegfried Mureșan se uită foarte atent către Valea Jiului. Și lucrul acesta ar trebui să luăm mai mult... Deci are legături cu Valea Jiului. Categoric. L-am cunoscut pe Rareș Bogdan, care este candidatul numărul 1. L-am cunoscut pe domnul președinte Orban la întâlnirea de la Timișoara și toți știau despre situația Văii Jiului. Și lucrul acesta m-a făcut să am mai mare încredere în ei. Dar bineînțeles, măcar nu ești singur. Toți știau și ne-au dat asigurări că își doresc foarte tare ca această zonă să prospere și să lucrăm foarte mult, să ne unim foarte tare ca să putem să câștigăm alegerile și să putem să dezvoltăm această zonă. Faptul că ați venit toți trei din Vale la această emisiune e un semn că într-adevăr vreți să vă uniți forțele, să mergeți în aceeași direcție? Absolut. Noi avem un plan și foarte multe acțiuni comune dintre toate organizațiile Tineretul Național Liberal din Valea Jiului. Asta a fost o idee pe care am discutat-o nu acum foarte mult timp și pe care cu siguranță o vom pune în aplicare, mai ales în campanii electorale. Vom face multe acțiuni comune. Vom avea ședințe comune, vrem să se cunoască membrii fiecare organizație cu colegilor din celelalte orașe și cu siguranță va fi un plus pentru... Haideți să facem o scurtă prezentare a fiecarei organizații de unde proveniți dumneavoastră. Pe șeful lăsăm la final, ca să facă un corolar. Da. Bun, spune-mi, te rog, la Uricani, cum e? La Petrila. La Petrila. Scuze. Da, organizația e ok, este în creștere. Tinerii au cât mai mult interes să intre în organizații. Discutăm proiecte foarte interesante. Bun, spune-mi, te rog, practic, cum îi atragi? Pentru că tinerii au niște dorințe și vise tipic pentru vârsta frumoasă pe care aveți. Cu entuziasm și devotament îi atragi. Și tot timpul să-i atragi cu așa ceva. Le spui adevărul, le spui perspectivele și îi faci să creadă că Valea Jiului trebuie să fie una dintre cele mai frumoase zone turistice din Europa. Așa, și pentru asta și credem. Și este. Și suntem aici. E extrem de frumoasă, dar păcat că nu e pus în valoare sau nu se dorește a fi pus în valoare. Am înțeles că e o idee, să-mi spuneți dacă am dreptate. Spunea cineva ce mai Adrian, să știi că nu e chiar așa cum vezi tu lucrurile, că nu se poate, că nu se vrea, că nu, se dorește ca să rămână lucrurile tot așa, pentru că așa sunt pompați niște bani către Vale și ăștia sunt folosiți așa cum sunt folosiți. Credeți că e adevăr în toată informația asta? Probabil, cel puțin... La Petroșani, de câțiva ani, chinuim să facem un nou telescaun, care, da, din păcate, nu putem să-l facem pentru că cei de la Rom Silva nu vor să scoată din circuitul forestier o parte care să o treacă către primăria Petroșani. Cu acel telescaun pe care l-am face, estimăm că am deschide stațiunea cel puțin 50%, adică ar fi un plus enorm pentru stațiunea Parâng. Iar cei de la Rom Silva nu colaborează cu noi sub nicio formă. Din păcate, pentru
Valea Jiului pentru cetățenii municipiului Petroșani, pentru cetățenii Valea Jiului. Dar, în schimb, fac un lucru. În Nuricani, săptămâna trecută, a fost aprobat un credit de 1 milion de euro, care în viitor va pune o presiune extrem de mare pe bugetul orașului. Bugetul orașului este estimat în jur la 20 de miliarde, iar creditul este în valoare de 43 de miliarde. Nu știu de ce fac aceste lucruri. Asta este nu din fonduri europene. Nu din fonduri europene. Este un împrumut bancar cu dobândă pe care noi îl vom rambursa pe o perioadă de 12 ani. De unde oare obiceiul ăsta, că și în Hunedoara am văzut că se ia un împrumut pe 20 de ani, să amaneteze așa viitorul celor tineri, că de fapt asta ei vor plăti, împrumut, exact. Așa, tu pentru care vii 4-5 ani. Mi se pare ciudat. Eu cred că anul viitor va fi o bătălie foarte puternică și ei au nevoie de bani, pentru că într-o campanie electorală este nevoie și de bani. Și eu cred că aceste credite sunt luate în acest scop. Sper să nu se întâmple așa, însă, așa cum am vorbit și cu colegii mei, vom fi foarte, foarte vigilenți. Noi credem că banii aceștia vor fi canalizați pe anumite părți, în așa fel încât să poată plăti oameni legal, în așa fel încât să-i voteze. Știu și eu, prin ajutoare sociale, prin ajutoare de urgență, prin tot felul de intervenții, ca să-i plătească. Mai ales pe exact. Cei care nu muncesc. Exact. Se plătește nemunca. Categoric. Ăștia sunt reprezintă, ăștia fiind cei care primesc bani, cam nu-mi dau seama din ce motive, ideea, bă, sunt mulți și săraci. Nu e chiar așa. Sunt mulți, dar nu știu cât sunt de săraci. Și mai ales îi reprezintă o masă de manevră pentru situații de vot. Așa e. Din păcate. Din păcate, da. În cât timp credeți că scăpăm de obiceiul acesta? Eu cred că dacă ne vom canaliza forțele și cum devenim din ce în ce mai puternici, și ăsta este mesajul nostru principal în după masa aceasta, în dimineața aceasta, dreapta politicii, PNL, se ridică. Și dacă noi vom lupta și ne vom uni și vom câștiga Valea Jiului, cred că lucrurile acestea se vor opri la anul. Am încercat să vorbim și să atragem către noi oameni corecți, oameni care au expertiză în domeniile lor și vrem să fim foarte apropiați pentru a dezvolta Valea Jiului. Soluțiile sunt foarte multe pentru a dezvolta o zonă. Știți că în mediul privat, o companie care vede că cifrele lor nu sunt tocmai bune, încep să intervină, încep să ia măsuri. Cred că măsurile cele mai importante pentru Valea Jiului, și discutam împreună, sunt atragerea fondurilor europene, care ar trebui să fie un pilon strategic extrem de important pentru dacă pentru nu pilonul central, zonă, pentru central. Da, exact. Și apoi dezvoltarea turismului, dar dezvoltarea turismului nu doar prin vorbe. Dezvoltarea turismului prin acțiuni concrete care să aducă turiști. Și lucrurile acestea pot fi foarte multe lucruri, prin marketing, prin dezvoltarea, prin programe pe fonduri europene de Startup Nation-uri, ca tinerii să poată să-și deschidă activități de turism, să se poată deschide pensiuni, să atragem oameni care să cheltuie bani în localitatea noastră, care să meargă în salarii, să meargă în comerț, care aduce dezvoltare. Deci soluțiile nu ar fi... Noi nu avem soluții care ar reforma politica în România. Nu, soluțiile sunt simple. Și ele există de mult timp, dar nu s-au pus în practică. Deci noi trebuie să fim corecți, trebuie să cheltuim banul public în mod irresponsabil și să avem trei piloni strategici. Fonduri europene, turism. Categoric. Banii trebuie cheltuiți în mod responsabil. Am înțeles. Bun, spune-mi, ce cred tinerii de la tine din Petroșani în legătură cu acest vot? Ce reprezintă votul în general pentru ei? Pentru că pentru a obține dreptul de a vota, oamenii cândva au murit, mă frate. Absolut. Nu știu dacă îi pricepi acest lucru. Absolut. Bunicul meu, din păcate, a fost unul din cei care au suferit la Revoluție, a fost împușcat de 3 ori, din fericire trăiește, dar a rămas cu urmări pentru toată viața. Și încă de când era mic,
poate de la el am luat spiritul acesta patriotic, să spun, și interesul meu deosebit pentru politică și pentru dreptul meu de a vota. Și atunci eu asta încerc cu toți tinerii cu care vorbesc, să le explic că nu este un drept oarecare și care trebuie privit ca pe nimic. Da, mă duc să-mi pun ștampila și exact, trebuie basta. Privit cu mare responsabilitate, pentru că... Tu ești stăpân în, exact, pe destinul tău și pe destinul meu. Exact, exact. Asta încerc să le explic. Înțeleg ei sunt receptivi. Lucru. Asta vreau să spun. Sunt receptivi când le spui chestiuni de genul. Mm-hmm. Dar, din păcate, știți cum sunt tinerii, uită repede. Și probabil... mai au o proprietate tinerii, își aduc aminte exact când trebuie. Da. Atunci când vorbești de un subiect, își aduce aminte. Uite, își aduce aminte, da. Știu. Ei probabil ar trebui impulsionați și de părinți să meargă la vot. Eu, când am făcut 18 ani și... Dar părinții au această educație? Se pune întrebare. Da, și asta este o întrebare foarte bună. Da, Andrei, da, ai verbul. Vreau să intervin. Pe limbă. În ultimii ani s-a instaurat o ideologie greșită. Da. Nu sunt important, dacă mă duc la vot nu se întâmplă minimalizare. Nimic. Minimalizare. Care contează votul meu? Din cauza faptului că s-au perpetuat în funcții publice oameni care nu au făcut nimic, să nu ne ascundem după degete, oamenii nu mai cred, nu mai au speranță. Când le vorbești despre politică, parcă există un perete. Așa o lehamite, lasă-mă cu politica. Da. Sau eu nu fac politică. Eu nu fac politică, da. Eu am tot timpul un mesaj pentru acești oameni. Dacă nu mergi la vot, va alege altcineva în locul tău. Și când o să fii nevoit să ai anumite acțiuni negative pe baza faptului că nu ai votat, atunci vei înțelege cu adevărat cât de important este să mergi la vot și să votezi informat. Să votezi oameni care îi cunoști. Eu când am făcut 18 ani și am participat la primul scrutin de alegeri, eu m-am interesat, am căutat informații despre oamenii care au candidat, am încercat să aflu cât mai multe lucruri despre ei. Am vrut să văd cât sunt de profesionaliști. Pe unii dintre ei am căutat personal și mi-au și răspuns. Și atunci am ales. Este foarte important să alegem. Dacă nu alegem, alege altcineva în locul nostru și atunci vom fi nevoiți să luăm acțiuni. Una dintre acțiunile cele mai negative luate prin prisma faptului că în Valea Jiului prezența la vot a fost slabă și cred că media pe Valea Jiului este de 35% prezență la vot, a fost faptul că au plecat foarte mulți. Au plecat oamenii foarte mulți. Care sunt conștienți de valoarea unui vot. Categoric. Nu mai sunt aici, exact. Sunt în altă parte. Exact. Da. Și acolo nu prea pot să-și voteze candidații pentru că ori n-au timp, ori nu au loc, ori nu vor alții să voteze. Da, dar s-au trezit. Eu primesc foarte multe mesaje de la românii din diaspora care spun să ne anunț din timp data când este votul pentru că noi vrem să participăm la vot și am înțeles că vor să facă campanii de conștientizare și campanii să vină acasă să voteze. Și cred că lucrul acesta ne-ar trezi puțin categoric. Autoritățile. Pentru că ei vin cu altă viziune, știu realitatea de dincolo și când vin aici și văd că e diferență de 60 de ani între ce au lăsat ei acolo și ce ei știu. Exact. Și dacă nu se schimbă ceva în viitorul apropiat, am o mare frică că poporul român, din păcate, se va dizolva în celelalte popoare state, în celelalte popoare ale statelor membre de ale Uniunii Europene. Eu cunosc foarte multe cazuri din Valea Jiului și nu numai, am prieteni mai multe orașe din țară, care au plecat în altă țară și vor să-și ia sau și-au luat cetățenie să rămână în țara respectivă și atunci... S-au dezrădăcinat, practic. Exact, ar fi o catastrofă națională din punctul meu de vedere și atunci trebuie făcut ceva cât mai rapid ca cei din diaspora, cei plecați la lucru în alte țări, să se întoarcă acasă și să nu cumva să se dezrădăcineze, cum a spus și dumneavoastră. Mulțumesc. Uite la voi, de exemplu, cât s-au plecat? Dă-mi un procent, cât de cât? Pe cât? Cred că sunt 40%. Ar 40%? Fi uriaș. Cred că da, cred că ăsta e adevărul. Dar... Și ei vin de obicei de Crăciun,
De Crăciun, de Paști și sau vara, încă o dată în vară. Vara. Vacanța de vară. Dar să știți că după efectele groaznice pe care lupta, destructurarea luptei anticorupție din ultimul timp, produsă de partidul de guvernământ, toate derapajele astea economice au produs un efect în rândul tinerilor, cel puțin, un efect în care ei văd votul acum mult mai important decât îl vedeau. E o diferență înainte. De gândire politică, mă refer, între modul de a privi al tinerilor și cel al tinerelor. Trebuie și fete. Cum, când vorbești cu doamnele, da, cu domnișoarele din TNL, ce reacții obții din partea lor? Ele știu foarte bine ce doresc, dar nu se exprimă așa cum face un bărbat. Da, eu văd foarte multe femei implicate în politică. Să nu uităm că președintele TNL este Cristina Chivu, care Cristina, o salutăm pe această cale. Salutăm pe Cristina. Da, când am cunoscut-o pe Cristina, am văzut o femeie care face politică. Da. O femeie care e determinată să facă politică, categoric, și vine cu soluții, vorbește cu oamenii. Avem în organizația din Uricani o femeie la departamentul de femei, care este foarte, foarte determinată să facă politică, se întâlnește cu oamenii, spune oamenilor ce trebuie să facă. Reacția lor este mai puternică ca a noastră, da, pentru că ele trăiesc mai intens decât noi, probabil. Noi ne gândim, cred că suntem un pic mai indolenți câteodată. Poate sunt și mai curajoase decât bărbați. Absolut, da, exemplu, doamnei senator, care asta vreau să punctez și eu, da. Poate uneori sunt mai curajoase decât bărbații. Și ce am observat la nivelul de politică națională la noi în România, încep să intre din ce în ce mai multe femei în politică. Și mai e ceva, atunci când o femeie vrea și Dumnezeu spune și da. Și Dumnezeu spune da, exact, clar. exact. Și asta pare să fie un trend, nu neapărat european, ci un trend așa mondial, ca femeile să se implice tot mai mult, se implice tot mai mult în viața politică. Și, da. Administrativă, da, economică. Da. Urmăream scena politică din Statele Unite și acum am văzut că pe Val este o tipă, o femeie tânără care este cea mai titrată toate ziarele și în atenția Ocasio-Cortez. Și de multe ori o figură proeminentă în plan politic poate să tragă efectiv, să atragă practic succesul într-o campanie electorală. Absolut. Categoric. Absolut. Așa, care ar fi, de exemplu, mesajul pe care l-ar transmite tinerii celor care sunt acum la guvernare? Din punctul meu de vedere, ar fi mesajul meu. Cam dificil, că am multe lucruri în cap și nu știu cum să le exprim. Am multe în cap și nu știu cum să le exprim într-o frază. Da. Să se gândească foarte mult la copiilor, la noi, la tineri, pentru că ei probabil mai au 10-15 ani, să zic, până la pensie, dar noi mai avem mult până la pensie și atunci nu trebuie să trăiască de ei, trebuie să trăim și noi. Cât timp consideri că ar trebui să facă politică un politician? Pentru că avem în Parlament politicieni care sunt de profesie politicieni, dar nu-i vezi. Să aibă o activitate, să ia cuvântul. La rece cred că maxim 10-15 ani de zile, cam asta ar trebui, ai timp să demonstrezi ceea ce poți. În 10-15 ani de zile să prinzi 3-4 mandate categorii. Uite, Andrei Perneș a fost foarte franc de la bun început și a spus, da, domnule, eu vreau să mă implic, să mă lupt pentru un post în administrația locală, județeană, care o fi. Așa, voi ce planuri aveți? Eu deocamdată vreau să rămân tot în politica locală. Da. Vreau să candidez la următoarea alegeri tot pentru Consiliul Local, pentru că încă consider că am proiecte pe care vreau să le desfășor în comunitatea locală. Iar după aceea, de ce nu, vreau să merg către o politică națională, să fac politică, cum zic unii, la București, adică vreau să iau calea Parlamentului. Cam asta ar fi planul politică meu. Centrală. Politică centrală, da. Am constatat că este destul de greu să ieși de sub tutela politicii locale și a zonale. Să zic. Da, așa e. Parcă ar fi pentru
politica centrală parcă ar fi așa un olimp politic în care numai cei aleși, cei numiți de... De zeie poți să ajungă, da, poți să ajungă acolo. Da. Eu cred că dacă ești muncitor și ești corect în ceea ce faci, oamenii te promovează, în primul rând. Eu am intrat de câțiva ani de zile în politică și nici măcar nu m-am gândit să ajung la o structură de județ. Și am ajuns să fiu alături de Cristina, să conducem departamentul de tineret. Deci în momentul în care ești muncitor și îți dorești să faci ceva, eu când am început să fac politică, aveam un loc de muncă bun, aveam siguranță pentru mine, dar m-am uitat în jur și am văzut că totul merge din ce în ce mai greu. Nu am intrat în politică să fac bani. Doamna, ce a spus când ai comunicat? Draga mea, intru în politică. Soția mea este unul dintre cei mai mari adversari mei. Adversari? Categoric. Spun lucrul acesta pentru că ea mă urmărește foarte analitic și critic în același timp. Ea îmi spune tot timpul unde greșesc, ce trebuie să îndrept în discursurile pe care le am, ce trebuie să fac. Și tot timpul mi-atrage atenția. Și eu i-am spus să rămân așa. Mai este ea spărată pe mine pentru că îmi petrec foarte mult timp când fac politică. Asta vreau să spun. Cum se împacă familia cu munca? De multe ori este greu. Eu am și un copil mic de 2 ani. De asta întreb. Pentru că... Și este foarte greu pentru că mergem la servici, ne întoarcem, avem acțiuni, trebuie să discutăm, trebuie să vorbești cu oamenii. Eu explic și acasă și colegilor mei care fac politică că trebuie să-ți dedici din timp. Ca să realizezi ceva, trebuie să lucrezi cu oamenii și ca să lucrezi cu oamenii ai nevoie de timp. Până la urmă lucrurile trebuie înțelese pentru că e un țel și ca să fii ales într-o funcție publică este un lucru deosebit. Bun. Am să te rog să și am să vă rog să vă pregătiți fiecare câte un mesaj de final. Mai avem sub un minut din această emisiune pentru cei care vor să meargă și vor să facă ceva pe ziua de 26 mai. Mesajul meu este axat către segmentul de tineri. Nu contează ce votează, doar să iasă la vot. Să iasă la vot și să fie conștienți de importanța votului lor. Asta este mesajul meu pentru segmentul de tineret din Valea Jiului și de ce nu de peste tot. Domnul Filip? Dacă este o zi, nu este o zi mai importantă ca ziua de 26 mai, în care România poate să devină importantă nu numai pe plan local, cât și în Europa. Da? Mergeți la vot. Domn vicepreședinte. Tinerii, oamenii din Hunedoara, din Valea Jiului, își doresc dezvoltare, își doresc infrastructură, își doresc sănătate și își doresc un loc unde să-l numească acasă. Dacă v-ați săturat de tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă, dacă v-ați săturat să ne subdezvoltăm, pe 26 mai cred că este foarte important să votați Partidul Național Liberal. Mulțumesc! Dragii mei, și eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, votul este un drept al nostru și o datorie, o datorie patriotică pentru noi. Și nu sunt cuvinte mari. Este doar realitatea. La revedere!